Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Am început cu baza de la Pitlis în nuanța 02. De data aceasta o să aplic un strat mai gros de bază, pentru că o să folosesc și pigmenți și nu vreau să mai aplic încă un strat de lipici pentru glitter, așa că prefer să pun mai multă bază ca să am pe ce să-mi aplic și pigmenții. Din paleta de iluminatoare de la Anastasia am luat o nuanță care are și reflexii albastre pe care o să o aplic sub sprânceană ca să se potrivească într-un fel cu ce aplic eu pe pleoapă. O să folosesc niște pigmenți albaștri. Din paleta de la The Perfect Carnival XL o să iau o nuanță de maro mai deschis pe care o aplic în pliu. Cred că nu există machiaj în care să nu folosesc paleta asta. După, din paleta de la Morphe Jim Charles o să iau un maro mai închis și un negru pe care o să le aplic în colțul extern. Dar până atunci vă las cu muzică ca să nu vă plictisesc cu partea asta de aplicat nuanțe și blending. Din paleta de la Dominic Cosmetics Latte 2 am luat o nuanță de gold mai închis ca să fac trecerea dintre foartul negru și pigmentul pe care o să-l aplic, să fac trecerea mai ușoară. O să aplic pigmentul de la Various în nuanța 138 și nu mai aplic alt bază sau lipici decât primerul ăla de la Pitlis pe care l-am aplicat la început.
Pe pleapa inferioară am aplicat două primere de la Piloies, un albastru mai închis și unul mai deschis, peste care o să pun pigmenți. Acest albastru mai deschis este de la La Belle numărul 8 și cel albastru mai închis este de la Various și are numărul 917. Pe conjunctivă am pus un pigment neon de la Varios, dar pentru asta o să fac un videoclip separat să vă arăt cum îl amestec și cu ce. Pentru că primesc foarte des întrebarea ce folosești pe conjunctivă și cum îl aplici. Așa că o să vă fac un videoclip separat. După am aplicat genele, sunt tot de pe Shein, dar nu Happy Butterfly, nu mai știu exact cum se numesc. Nu uita să mă urmărești pe Instagram, Makeup by Coco.